Cu ocazia aniversării a 92 de ani de existență, grupul școlar Petru Maior din Reghin a organizat în perioada 13-14 aprilie zilele școlii. Activitățile au început miercuri de la ora 12, iar emoțiile elevilor s-au simțit în fiecare clasă în care acestea s-au desfășurat. Printre momentele artistice s-au numărat picturile pe sticlă, la care au participat atât elevi de la liceu, cât și din clasele primare, dar și cuiling cu hârtie colorată. Am venit cu inițiativa aceasta, cu această artă, quilling se numește. Trebuie ca să ruleze niște hârtie, să face sub formă de frunze și o să facem un tablou care o să rămână aici în liceu și o să fie expus la anumite expoziții. De la o asemenea sărbătoare, nu au lipsit nici gustările, sandvișuri, salate de fructe, clătite și torturi, care de care mai atractive și mai aromate. Rețetele? Vi le spun chiar ei, elevii. Bine, ca ingrediente ce ai folosit? Zahăr, făină, lapte, da. Ouă, praje, copii, carbonat. Foarte bine. Sunt de post sau nu sunt de post? Sunt trei, care sunt cu pateu vegetal și cu margarină. General dea înăuntru cremă de brânză, ridic, castraveți și deasupra un alt fel de brânză și ketchup și o roșie cu formă de nas. Într-o altă clasă, elevii au susținut și prezentat referate la sesiunea de comunicări științifice. Se vor prezenta lucrări din domeniul matematicii, fizicii, chimiei și s-au abordat în general teme importante din punct de vedere aplicativ, practic, cu utilizările pe care le prezintă. Gustul piperat, sărat și iute sunt specifice pentru condimente și apar în urma excitării stimulilor durerii. Pentru a elimina durerea, creierul comandă sinteza în organism a unor compuși cu acțiune calmantă. Nu a lipsit nici concursul de informatică, care a avut ca temă anul acesta dependența de calculator. Acest concurs este un concurs de prezentare PowerPoint. E a 5-a ediție și i-am invitat și pe elevii din liceul Lucian Blaga, respectiv de data asta și Ioan Bojor. Școala Ioan Bojor a venit cu o echipă. Ca și criteriu de punctare, se bazează pe cum își prezintă elevii lucrările, calitatea lucrării, limbajul folosit. Rețelele de socializare sunt oglinda virtuală a omului modern. Eric Schmidt, președintele Google, crede că în timp utilizatorii rețelelor vor fi nevoiți să schimbe numele pentru a scăpa de trecutul din mediul online. Multe persoane postează informații despre ele pe site-uri de socializare. În sala de sport, băieții s-au întrecut la Skanderberg, iar activitățile sportive au continuat pe întregul parcursul zilei. Avem mai multe tipuri de activități sportive, deci avem tenis de masă, avem un mini-campionat de basket, mai avem campionatul de mini-fotbal, care în mod normal trebuia să desfășoare afară datorită condițiilor meteorologice, s-a amânat pe mâine, mâine sper să-l reușim să-l terminăm. Avem concursul de șah și avem concursul care a avut cel mai mare succes de zilele școlii, de ani de zile, trasul frânghiei, la care participă echipe de 8, dintre care 5 băieți și 3 fete. Avem concursul de Skanderberg pe două categorii, clasa 9-10 și clasa 11-12-13. Se pare că anul acesta este cel mai echilibrat concurs de toți anii în care am organizat până acum. Zilele școlii Petru Maior vor continua joi, 14 aprilie, și se vor încheia la ora 17 cu un spectacol organizat la Casa de Cultură Dr. Eugen Nicoară.